Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Am făcut ieri niște vine de pane, ai de capul meu, într-un mare, mare fel. Le-am servit cu puțină zeamă de lămâie, brânză de oaie și sumac. Băi, oameni buni, musai de încercat. Rețeta e deja postată, așa că spor și poftă mare să aveți. Și dacă vă mai rămân așa câteva bucățele, dacă faceți și voi mai mult decât puteți duce, musai să le băgați în sandvișul ăsta. Nici n-am început și îmi plouă în gură. Un sandviș cu salată de varză, puțin morcov acolo și un sos de iaurt cu puțină maioneză, castraveți murați, ceva iuțeală. Vai de capul meu. Așa, hai să începem. Eu zic în felul următor, da? Hai să îmi reiau toată treaba, tot textul de la bun început. Să n-om arde mai urea, să dăm drumul la treabă. Frumușel cu vinetele în cuptor. 160-170 de grade, hop, așa că se înțepenise cuptorul. Frumos pentru, cât să zic, undeva la 10 minute, 15 minute maxim. Dacă tot am adus în discuție cuptorul, am aici o baghetă, o ciabata, mai pufoasă așa, mai proaspătă, musai și asta încălzită. O stropim cu o lecuță de ulei de măsline, să nu rămână uscată așa, să nu se usuce, să rămână hidratată. După care venim cu foarte puțin piper, piper proaspăt râșnit, o lecuță și asta, nu mult, să dăm o leacă de iuțeală pâinicii și încă ceva. Gata. Am găsit borcanul ăsta, oregano, oregano uscat, frumușel și cu ăsta, cât e de două ori, cu astea două degete și jumătate, pe fiecare feliuță și la fel, japă în cuptor cu vinetele acolo, la 180 de grade maxim. Nu trebuie să exagerăm cu căldura din cuptor ca să nu facem vreo prostie. Acușica. Am aici o bucățică de varză, o mânuță așa, cât e pumnul ăsta. Am tăiat-o mărunțel și un morcov pe care îl dau prin răzătoare, prin asta mai mare, să rămână acolo, să dăm de el în salată. Colțul ăsta, îl mâncăm, nu-l aruncăm, Doamne ferește, scuturăm bine răzătoarea, termișor de mâncat, gata, acușica, să condimentăm. Puțină sare, asta bineînțeles o puneți și voi după gust, puțin piper proaspăt râșnit, din nou, o lecuță, suficient, ulei de măsline, cât să zic, o lingură și un pic acolo. Sau la fel și ăsta, după gust. Bine, am pus vreo două. Așa, când mai au de vorbit, uit să ridic mâna, să întorc sticla invers, să nu mai curgă ulei în castron. Oțet, un oțet de vin alb, ăsta e un oțet mai dulceag, așa că o să pun câte puțin, am pus mai mult, o să gust și după văd care-i treaba. Musai două linguri pentru amestecat, ia frumușel, doar că am uitat eu de un ingredient foarte important, muștar Dijon. O linguriță mai am și eu nevoie, sunt prăștiate pe aici prin sertărel. Așa, cum spuneam, muștar Dijon, o linguriță și jumătate. Ăsta e o lecuță mai iute, mai picant, te pișcă la limbă, dar e bun, e gustos, dă gust salatei. Încă puțin de amestecat, să împrăștiem morcovul și vărzica și toate cele pe aici. Dacă mai puneam ceva maioneză și un măr, făceam salată coleslaw. Hai să gustăm un pic. Hai. Ca pe spaghete. Cred că mergea și doar o linguriță de muștar. Iute. Păi iute bine. Așa, dăm la o parte și ne apucăm de sos. Frumușel cu un castronel. Prima dată o să venim cu iaurtul. Un iaurt grecesc, mai grăsuț. Nu cred că trebuie să vă zic eu acum firma sau toate cele. Ăla care vă place și vouă cel mai mult. O lingură sau de fapt două linguri mai babane sau de fapt toată cutiuța asta are undeva la, imediat vă spun, 100 de pe lângă, 150 de grame. Suficient. Așa, maioneză. Nu o să punem așa multă. Eu zic că un două lingurițe acolo suficiente pentru textură și gust, bineînțeles. O maioneză din comerț. Vreți să faceți voi în casă, sunteți invitații mei. Peste maioneza asta și peste iaurt, puținică sare, iaurtul e nesărat și musai să fie sărat, o lecuță de ulei, foarte, foarte, foarte puțin, gata, un firicel, piperul proaspăt râșnit. Bine, puteți să săriți peste etapa asta, dacă veniți și cu ceva sriracea sau un sos iute. Ia, frumușel și cu ăsta aici, o lingură, o linguriță,
o linguriță și jumătate, atât și cu sriracea și castraveciori murați. Am aici un castravete în murat în saramură, tocat mărunt, frumos cu el în castronel, amestecăm și cam ăsta e sosul de care aveam nevoie. Dacă vreți să-l faceți mai viu, cu o lecuță de pătrunjel, mărar, o verdeață pe care o aveți și voi prin casă. Atâtica și cu verdeața asta. Ia să vedem. Parcă arată mai bine. Atâtica și cu sosul. Ia, o să ai să gustăm și din ăsta. Mamă, ce poftă aveam. Musai cu un castravete în salamură. Nu de la noțet. Și cam asta a fost toată treaba. Altceva nu mai avem de făcut decât să așteptăm să se încălzească vânăta aia, pane și ciabata. Perfect încălzită și puțin rumenită. O așezăm frumos aici pe tocător și bucățica asta, mamă. Că e fierbinte, nu glumă. Vinetele le scoate și pe astea sau... Încălzit destul, am fugit din cadru pentru 2 secunde, ia priviți-le, sunt mai crocante în momentul acesta, așa că hai să asamblăm sandwich-ul. Prima dată, pe partea asta, pe bază, venim cu ceva sos, o lecuță așa, să mai înmuiem ciabata asta, încă puțin el, împrăștiat, de colo-colo și cam atâtica. Acușica, venim cu vărzica, salata de varză, puțin picantă. Eu am vrut să fac cu varză roșie, dar n-am găsit. Apoi, e bună și asta albă, asta noastră, românească. Încă puținică, adică toată. V-am spus, n-am tocat multă varză, apoi de ce să rămân cu ea? Ia frumos, zeama, nu o să o pun pentru că am ceva sos acolo pe chiflă. La revedere cu castronelul și acușica, venim cu vânăta. Cu bucățele astea, cu bastoanele astea de vinete, le împrăștiem și pe astea, le aranjăm pe aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, câte v-au rămas și vouă. Frumos, cu fiecare bucățică, e mai complicat așa de aranjat. Musai și depresat. Venim peste cu încă puțin sos și cam asta a fost toată treaba. Împrăștiat și ăsta de colo-colo, deci aurtul ăsta cam ăsta a fost. Pentru un sandwich de asta, pentru o ciabata de asta mai măricică, un iaurt de 150 de grame, e numai bun. Mai am un vârf de lingură aici, nu vreau să las nimic în urmă, am adunat tot, mai împrăștiem o lecuță sau mai degrabă lăsăm așa pe mijloc să nu se dea dura. Și opțional, dacă vreți și voi ceva mai iute, încă puțină sriracea, încă un sos iute, ca la care vă place vouă. Eu sunt cu sriracea asta. N-am mai găsit ciolula în ultima perioadă. Frumușel, căpăcel. Pam, 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 pam. Mamă, abia mai pot vorbi. Băi, oameni buni. Și ciabata asta, crocantă, călduță, fierbinte. Așa că hai să-l tăiem să vedem ce am făcut. Fix pe jumătate. O, mă chinui cu tăiat într-o parte, mai câși, mai eu știu cum. Mai iese cât o vânătă de aici. Nu prea contează, sau contează, sau, mă rog, uitați-vă și voi la ăsta cum arată. Zici că e cu carne, de porc, de pui, nu cu vânătă. Să gustăm. Hăi, dită mai animalul, ce să zic. Mamă, un animal de sandwich foarte, foarte, foarte gustos. Mai pică sosul, mai complicat de mâncat. Și ăsta, nu știu, v-am zis de gust? Eu zic că musai de încercat și vă dați voi seama. Îmi scrieți acolo în comentarii cum a ieșit. Băi, oameni buni, cam asta a fost toată treaba, așa că mai poftiți, prar, vreau să prin bucătărie. La preparată de-astea. Ăsta e o minunăție. Uhuu! Cred că data viitoare fac vinetele pane speciale pentru sandwich-ul ăsta. Bye, bye, am ceva treabă, nu glumă. De mâncat și ăsta în cadă.